făcut? Ați vrut să iurați o bătână? Sunteți vinovat? Vă pare rău? Regretați fapta comisă? Da? Da. De ce? Era sub influența băuturilor alcoolice? Da. Și nu v-ați dat seama? Nu. Acum regretați? Bărbatul din Prahova a regretat astăzi faptele comise duminică seara, însă nu e impresionat pe judecătorii tribunalului Gorj, care l-au arestat preventiv pentru 29 de zile. S-a stabilit că suspectul a pătruns fără drept pe timpul nopții în locuința unei bătrâne de 84 de ani. Aici a exercitat împotriva acestei acte de violență și a încercat să întrețină raporturi sexuale împotriva voinței sale, însă nu a reușit din cauza faptului că vecinii alertați de către victimă au intervenit. Bărbatul, care se deplasează cu ajutorul cârjelor, este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și tentativă la infracțiunea de viol. Surprinzător este că, deși abia se ține pe picioare după aceste fapte, a fost mai sprinten ca niciodată și a parcurs peste 4 km pe jos, după care s-a ascuns într-o casă părăsită. El riscă să stea până la 5 ani după gratii.